Românii nu se tem de integrarea refugiaților ucraineni pe piața muncii. Cetățenii sunt deschiși să aibă colegii din țara vecină. În contextul războiului din Ucraina, mulți locuitori ai țării au fost nevoiți să migreze și să se stabilească în țările vecine, cel puțin temporar, așa cum este și cazul refugiaților care au ajuns pe teritoriul României. Pe măsură ce perioada de ședere se prelungește, apare și nevoia de a-și găsi o sursă de venit stabil, iar principala provocare este dată de bariera lingvistică pentru cei mai mulți, dar și de prejudecățile și stereotipurile culturale negative. Dumneavoastră, de exemplu, ați accepta la locul de muncă colegii ucraineni? Da, sigur. Dacă își fac treaba și putem colabora, sigur. Dacă există locuri de muncă și nu... Da, nu cred că ar trebui să fie o discriminare. Știu că sunt mulți români care nu se angajează pentru că nu le convin poate salariile. Dacă lor le convine ce le oferă statul, de ce nu? Am o părere foarte bună, pentru că trebuie să trăiască și ei, până la urmă. Toată lumea are voie să muncească. Oriunde pe lume, cum sunt peste tot, asta e, ce să faci? Trebuie, nu că, cum sunt ajutați și românii și pleacă dincolo, așa trebuie ajutat toată lumea. Așa pleacă toată lumea, cum au plecat și chinezii în America și cum pleacă toată lumea și uite așa e America de toate naționalități. Românii sunt deschiși față de refugiați și nu se simt deranjați să aibă colegi ucraineni. Piața muncii a fost marcată în ultimii ani de un deficit mare al forței de muncă, accentuat și mai mult de situația pandemică.